Hello, salutare prieteni și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi discutăm despre celulită, un subiect care sunt convinsă că ne preocupă pe foarte multe dintre noi. Și înainte să încep să vă povestesc mai multe despre acest subiect, trebuie să vă spun că celulita este un lucru absolut normal. Știu că știți, dar vreau să vă reamintesc. La un moment dat în viață, fiecare dintre noi ajungem sau vom ajunge să ne lovim de această problemă, să-i spunem așa, care până la urmă, sincer, nici nu știu dacă ar trebui să o încadrez în această categorie de probleme, pentru că este un lucru absolut normal și firesc. Partea bună și vestea bună pe care vreau să vă dau astăzi este că nu este o situație din care nu putem scăpa. Nu este un lucru pe care trebuie să-l acceptăm ca fiind ok, asta este gata, nu mai pot să fac nimic, ci se poate remedia, se poate combate, se poate ajunge să nu ne mai deranjeze. Eu v-am mai povestit despre celulită, eu am avut, la fel ca toate femeile, de altfel, episoade și episoade. Am vorbit despre cum am scăpat de celulită și care sunt lucrurile pe care le fac eu deja de câțiva ani de zile ca să am grijă de acest subiect din viața mea. Vă las linkul aici, așa că dacă sunteți curioase, nu o să vă povestesc din nou toate lucrurile pe care le fac, dar puteți să mergeți să verificați acest link și să vedeți exact despre ce vorbesc. Moving on, astăzi vreau să vă povestesc puțin despre produsele pe care le puteți folosi acasă pentru a combate sau preveni celulita. Dacă suntem atente la alimentația noastră, facem și puțină mișcare, poate alternăm și niște tratamente corporale, puțin masaj anticelulitic și folosim și acasă aceste produse, cred că avem toate șansele să ajungem la niște rezultate frumoase în timp și cu multă, multă răbdare. Există niște produse care de-a lungul timpului au fost testate și și-au dovedit, să zic așa, capacitățile, că sunt niște produse pe care eu le folosesc deja de ceva vreme. Vom începe cu primul și unul dintre cele mai importante aspecte atunci când vorbim despre îngrijirea corporală. Unul dintre cele mai importante puncte este exfolierea. Așadar, astăzi o să vă povestesc despre niște produse pe care le găsiți online, dar și în magazine. O să vă las oricum link către toate produsele dacă vreți să le testați și voi. Voi începe prin a vă povesti despre exfoliere. Exfolierea este sfântă, da? Exfolierea este una dintre cele mai importante lucruri pe care le putem face pentru pielea noastră ca să aibă un aspect cât mai sănătos și cât mai hidratat, cât mai neted. Îmi place foarte mult acest produs de la Colistar. Acest exfoliant este super mișto, îmi place foarte mult cum se simte pe piele și îmi place foarte mult cum rămâne pielea, conține uleiuri esențiale, sare, zahăr brun și alte minuni în el. Este un proces pe care îl repet de câte ori simt nevoia pe săptămână, în principiu de la o dată până la 3 ori pe săptămână, când aveți voi mai multă răbdare și vă faceți un spa, un me time. Înainte de orice, înainte de sta la soare, înainte de aplicat creme, înainte de aplicat orice alt lucru, vă recomand să nu săriți peste exfoliere. Așa ne pregătim pielea pentru toate tratamentele pe care urmează să le aplicăm și în acest fel toate acestea vor avea efecte mult mai bune. Așadar, ăsta este exfoliantul pe care îl folosesc la momentul actual și care îmi place cel mai mult. Vă recomand să-l încercați, lasă pielea foarte faină și o să vă placă și vouă. După ce am exfoliat pielea, trecem la pasul următor. Vreau să vă prezint două creme și o să încep cu cea pe care o prefer eu în această perioadă. Este de fapt un cryogel anticelulită. Este cu efect de răcorire și de asta îmi place foarte mult în acest sezon, pentru că acel efect de cooling se păstrează foarte mult timp pe piele. Chiar și în această dimineață mi-am dat cu această cremă și cred că mi-am dat acum 40 minute, aproape o oră și încă simt acel efect de cooling, ceea ce mi se pare super tare. Așa arată, asta este Maxi Size. Este un gel care se aplică de două ori pe zi. Eu îl aplic atât dimineața cât și seara. Durează foarte puțin și intră foarte repede în piele, deci nu o să aveți probleme că o să vă lipiți, că vă deranjează, că îl simțiți pe corp. Eu, în sezonul cald, nu mă împac bine cu uleiurile și cu toate cremele foarte grase de corp, pentru că nu-mi place senzația de piele unsă. Motiv pentru care îmi place foarte mult acest gel cryo anticelulitic de la Colistar, care intră foarte repede în piele și, mai mult decât atât, îți lasă acel efect de cooling. Ajută foarte mult la aspectul pielii. Așa cum am spus, mi se pare că pielea devine ceva mai netedă după mai multe folosiri, deci nu vă imaginați că se vă dați odată și gata, o să aveți o piele perfectă, fără celulită. Este foarte important să masați zona respectivă și să vă țineți de acest ritual atât dimineața cât și seara, pentru că altfel nu se poate. Deci asta este una dintre cremele pe care le folosesc și pe care le prefer în sezonul cald. Apoi, o altă cremă tot de la Colistar, tot anticelulitică, dar acesta este o cremă termală anticelulitică cu alge marine și uleiuri esențiale. Arată cam așa.
Și această cremă funcționează exact după același principiu, o aplicați atât dimineața cât și seara, vă luați, nu știu, un ritual de 5 minute în care masați zonele cu probleme și vă țineți de treaba asta mai mult timp, pentru că altfel nu aveți cum să vedeți rezultate. Exact același lucru îl fac amândouă, doar că eu o prefer pe una în sezonul rece și o prefer pe cealaltă în restul anului, pentru că nu simt senzația aia de cooling. Totodată nici aceasta nu este grasă deloc, intră foarte repede în piele, hidratează pielea, pielea rămâne cu un aspect mult mai healthy, mai strălucitor, mai neted, să zic așa, mai întins după ce o folosiți. Mai ales că este îmbogățită cu tot felul de alge marine, cu uleiuri esențiale, deci hidratează foarte frumos pielea și este un produs pe care chiar vă recomand să-l încercați. Sunt printre cele mai bune produse și dacă o să citiți câteva review-uri pe net, o să vedeți că acest brand Colistar are niște review-uri destul de faine și niște rezultate frumoase dacă vă țineți de treabă. Repet, toate aceste produse le folosesc în tandem cu o alimentație sănătoasă, cu băutul de apă, cu mersul la sport în fiecare zi, dacă pot să mă duc de 6-7 ori pe săptămână, o fac. Și totodată eu apelez și la masaj anticelulitic sau la alte tratamente corporale. Masajul anticelulitic pentru mine este sfânt, îl fac de 7-8 ani de zile săptămânal, o ședință pe săptămână și v-am povestit despre asta în clipul despre cum am scăpat eu de celulită. Dar consider că este foarte ok și tu să te întreții acasă, chiar dacă mergi la un tratament anticelulitic, este foarte important și ce faci acasă și cred că poate să ajute foarte mult și poți să zic așa, poate să grăbești puțin procesul de combatere a celulitei. Da, desigur, și masajul anticelulitic este, v-am spus, foarte important, o componentă absolut esențială, dar totodată este foarte important și ce facem când ieșim de acolo, pentru că vreau să vorbim puțin despre cum arată, cum să avem o piele cât mai healthy, cu un aspect cât mai frumos și cât mai sănătos și ca să ascundem micile imperfecțiuni, dacă le pot numi așa. Cred că pielea arată mult mai bine în momentul în care este hidratată și o să vă arăt și o altă cremă pe care o folosesc pentru hidratare. Această cremă de la Gerovital pentru o piele uscată este o cremă foarte faină care mă ajută să păstrez pielea destul de hidratată, mai ales în sezonul cald în care mai mergem la o piscină, mai mergem la mare. Mi se pare că pielea mea este destul de uscată în această perioadă, așa că am nevoie de hidratare extra. Și crema aceasta este, din punctul meu de vedere, una dintre cele mai eficiente. Raportul calitate-preț este super fain. Un alt truc, să zic așa, la care apelez pentru a avea un aspect cât mai frumos al pielii, este bronzul. Și în ultima perioadă, eu eram o foarte mare împătimită a bronzului, îmi place foarte mult să stau la soare. În ultima vreme n-am mai avut timp și am și evitat, sincer, expunerea îndelungată la soare. Motiv pentru care am testat tot felul de produse care te ajută să te bronzezi rapid. Și astăzi vreau să vă despre un produs pe care l-am testat deja de ceva vreme și care mi se pare că ajută la a avea o piele mult mai frumoasă, cu un aspect mai întins și mai catifelat și mai neted. Și este vorba despre această cremă autobronzantă de la Palmer's, care arată cam așa. Îmi place foarte mult că este o loțiune autobronzantă hidratantă cu cocos și cu tot felul de lucruri naturale, sau cel puțin am să spun ei, nu conține parabeni, nu conține tot felul de alte nebunii de genul ăsta și are un efect imediat. În ideea în care ți-o aplici seara pe corp și a doua zi dimineață ești bronzată fără alte probleme. Din punctul meu de vedere, nu pătează și nu lasă urme ciudate pe corp dacă o aplici cum trebuie. Eu nici măcar nu am folosit o mânușă specială, ci efectiv am aplicat-o cu mâinile goale, iar apoi m-am curățat foarte bine pe mâini, pentru că altfel riscați să rămâneți cu anumite pete dacă nu vă curățați foarte bine. Dar are un aspect cât se poate de natural, sau din punctul meu de vedere a fost așa. Să știți că aspectul final poate să difere de la o persoană la alta, pentru că avem subtonuri diferite ale pielii, avem nuanțe diferite ale pielii și nu poate să aibă același rezultat, același produs pe fiecare dintre noi. Dar eu sunt super mulțumită de cum s-a prezentat acest autobronzant până acum. Este singurul care nu mi-a lăsat pete pe picioare, mai ales pe picioare am început să-l folosesc la început. Adevărul este că se aplică foarte repede, te bronzează așa cum spune, foarte repede și poți să-l folosești de câte ori vrei până ajungi la nuanța dorită. Dacă vrei să fii super bronzată, atunci aplici de mai multe ori. Dacă vrei doar puțină nuanțare, atunci este suficientă o aplicare într-o seară, să zic așa. Recomandarea mea este să o aplicați seara și să stați puțin să intre bine în piele
crema, pentru că altfel puteți să vă pătați hainele până intră repede în piele. Pașii pe care eu i-am urmat, faceți o exfoliere, important, super important să vă exfoliați pielea înainte, apoi hidratăm pielea neapărat cu o cremă super hidratantă și abia apoi folosim acest produs, pentru că așa diminuăm riscurile de a rămâne cu pete care nu sunt tocmai dorite. Să știți că rezultatele dispar la fel de repede cum apar, adică dacă te exfoliezi și te speli cu un burețel abraziv, trece foarte repede acest bronz, așa că dacă vrem să-l menținem, trebuie să ne reaplicăm produsul. Dragilor, cam acestea ar fi niște insights, niște trucuri la care eu apelez pentru a avea o piele cu un aspect mai frumos și mai plăcut. Sunt niște produse pe care le folosesc deja de ceva vreme și pe care am dorit să vi le prezint și vouă, în ideea în care, sau în speranța că vă vor ajuta și pe voi. Și aș vrea să vă arăt și cum se prezintă pielea mea acum, după o bună perioadă în care v-am spus, am fost atentă la alimentație, am făcut și mișcare aproape zilnic, am mers și la masaje anticelulitice o dată sau de două ori pe săptămână și totodată am folosit aceste produse acasă și am încercat să fiu foarte, foarte atentă la a respecta acest ritual. Foarte curioasă dacă ați testat aceste produse și ce părere aveți despre ele sau, bineînțeles, dacă aveți alte produse preferate care luptă împotriva celulitei sau care vă ajută pe voi să aveți o piele cât se poate de frumoasă, mai ales în sezonul cald. Sunt, bineînțeles, foarte multe creme și, din fericire, slavă Domnului, avem pe piață o grămadă de variante potrivite pentru fiecare dintre noi. Dacă unele pentru voi nu funcționează, cu siguranță există altele care funcționează. Așa că sunt foarte curioasă să-mi spuneți eu, din experiența voastră, care sunt produsele pe care le-ați testat voi și de care ați fost voi mulțumite. Așa că aștept să citesc cu foarte mare interes mesajele voastre și până data viitoare nu uitați că ne vedem pe social media. Toate link-urile le găsiți mai jos în descriere. Să aveți o zi frumoasă și o piele netedă și catiferată. V-am pupat! Pa, pa!